Ziua de luni aproape s-a dus, încă 4 până la weekend, sau 3 dacă ești norocos și stai în Spania. Guvernul de la Madrid este gata să facă din Spania una dintre primele țări ale lumii care implementează săptămâna de lucru de 4 zile. O propunere a fost deja agreată, 32 de ore de muncă pe săptămână prevede proiectul. Promotorii săi argumentează că ar îmbunătăți sănătatea psihică a oamenilor și ar ajuta în lupta cu schimbările climatice. Trecerea peste criză necesită mai multă muncă, nu mai puțină, spun opozanții ideii. În acest timp, modelul Kurzarbeit a ajuns și în Parlamentul României. Proiectul adoptat deja prevede reducerea programului cu până la 80%. Odată cu ea și a venitului, practic, salariații în această situație pot primi 75% din salariul brut. Decizia aparține strict angajatorului, iar angajatul rămâne cu celelalte drepturi contractuale. Trebuie să fie anunțat cu cel puțin 24 de ore înainte despre modificări. În realitate, lucrurile nu sunt mereu în regulă. Situația a fost destul de ciudată. Practic m-au făcut să plec. Apoi mi-am dat demisia pentru că nu mi conveneau anumite lucruri legate de salariu. Salariul nu-l primeam uneori la timp sau bonurile. Că multe companii profită de situația de acum ca să își restructureze business-urile, să se scuture de, știu eu, de o parte din activitățile care nu erau foarte bine organizate sau bine făcute și să rămână cu cele profitabile. Gabi Pătrulescu, pregătită pentru săptămâna de lucru de 4 zile, dacă vom învăța spaniolul la timp? Oh, da, sunt studii care arată că numărul mai mic de ore de muncă te face cumva mai productiv. Și probabil că am observat cu toții că oboseala cumva inhibă creativitatea și motivația și a apărut și acest burnout care încă nu este înțeles pe deplin. Programele de well-being la noi, în ceea ce privește starea de bine, cum spune și numele a angajatului, încă nu suntem complet educați pe partea asta. Totuși, cred că această criză va ajuta cumva ca angajatorii și angajații să negocieze acest program de muncă, apropo și de munca de acasă. Și dacă vorbim, de exemplu, de Kurzarbeit, da, programul de muncă flexibilă de la noi, nu știu ce să zic. Uite, de exemplu, în Horeca, cel puțin în turism, banii întârzie, cumva statul care poate reglementa aceste lucruri este un partener de afaceri în acest program și, de fapt, în genul acesta de strategii care nu își prea respectă responsabilitățile. Așa că, da, cred că tot la spaniol ne uităm așa puțin cu jinghi. Deci, practic, totuși sunt și studii care spun că mai puțină muncă înseamnă mai puțină muncă, în realitate. Și mai mult odihnă. Nu, eu nu cred în povestea asta. Eu cred că se va instala așa în timp o stare de relaș, de liniște, de lene, să-i spunem. Nu cred în povestea asta cu săptămâna de 4 zile. Cu siguranță, la început vor fi ajutate industrii precum restaurantele, turismul, călătoriile, fashion-ul, da? Lumea va consuma mai mult, dar atât, nu. Nu, hai mă, ce naiba, ce e asta? În curând o să ajungem. Tu ai uitat, noi mergeam la școală. Nu vrei să ai uitat că mergeam la școală sâmbătă, aveam ore sâmbătă. Și mi se părea absolut normal și în momentul în care a apărut weekendul, de fapt primii oameni care spuneau, vorbeau despre weekend, erau pentru noi niște aliens. Erau aia care vindeau țigările alea iugoslave, că alea erau weekend. Da, dar se scria cu V, nu cu W.